Oficialii Olimpiei declară că vor trata cu maximă seriozitate meciul de la Jucu și că își doresc o calificare în 16.000 competiției. S-au schimbat multe în regulament, unele la, chiar la cererea mea în calitate de președinte la ședință. Am cerut să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani când am avut acea problemă cu Rapidul. S-au schimbat regulile, de acum încolo cine este extras acolo se joacă, nu contează ora și alte condiții. În condițiile astea vom da și noi atenție mai importantă, vor fi premiați tot și cei care pierd și cei care câștigi, deci s-au schimbat anumite lucruri în bine, zic eu, și atunci toate echipele și din ligi inferioare sunt motivate să joace și să meargă mai departe în această cupă. Și ultima achiziție a Olimpiei, fostul mijlocaș al Stelei, Mihai Unicaș, abia așteaptă confruntarea din cupă. Sunt pregătit și sper să intru pe teren în meciul de cupă. Mă simt bine aici la Satu Mare și voi încerca să-mi ajut colegii să ne îndeplinim obiectivele, a spus mijlocașul Olimpiei. Unirea Jucu face parte din seria 5 a ligii a 3-a. Jucu a promovat în urmă cu un an în eșalonul 3 după ce a învins la baraj campiona județului Satu Mare, Someșul Cărășeu, cu 1-0. Iată programul fazei a 5-a: Aerostar Bacău, Sport Club Bacău, Cetate Târgu Neamț cu Rapid Suceava, Farol Constanța, Săgeata Năvodar, Vitru Laxintele, Unirea Slobozia, Gorea Buzău cu CF Brăila, Ștefănești cu Berceni, Câmpina cu Unirea Târlungeni, Voluntari cu Mioveni, Chindia Târgoviște cu Academia Pitești, Argeș, Feciol Slatina cu CSM Râmnicu Vâlcea, FC Caransebeș, Metalul Reșița, Șoimi Pâncota cu Poli Timișoara, Unirea Jucu, Olimpia Satu Mare și Arieșul Turda, FC Bihor Oradea. Partidele din faza a 5-a Cupei României Timișoreana, ediția 2014-2015, vor avea loc marți 9 septembrie 2014 de la ora 16:30.